La scurt timp după modificările cadrului legal, Registrul Auto Român a demarat o campanie de sprijinire a deținătorilor de tractoare agricole și mașini autopropulsate pentru lucrări prin intermediul laboratoarelor mobile pentru certificarea autenticității disponibile în toate reprezentanțele din țară. La solicitarea proprietarilor acestor vehicule, specialiștii RARE se deplasează în teren și efectuează procedurile necesare pentru eliberarea civului sau a statului tehnic în funcție de tipul vehiculului. În plus, în cadrul aceleiași deplasări în teren, inginerii RARE fac și inspecția tehnică periodică a tractoarelor. Luând în calcul dificultățile pe care le au și apicultorii în a se deplasa la stațiile ITP sau la reprezentanțele RARE, de curând a fost extinsă procedura și pentru pavilioanele apicole. Astfel, inginerii RARE se deplasează acolo unde sunt amplasate remorcile sau semiremorcile speciale apicole care au nevoie de CIV sau ITP, iar procedura este una cât se poate de simplă. Nu trebuie decât să solicite acest lucru la RARE.